dimineața și bine ați venit la Moinești! Bine ați venit pentru cei noi, bine ați revenit cei care an de an ne face plăcere să vă vedem alături de noi. Anul acesta am zis că Festivalul Moineșteanca, chiar de este la ediția 13-a, se va desfășura sub un slogan al păcii. Faptul că prietenii noștri din Ungaria, din Ucraina, scuzați, n-au reușit săptămâna aceasta să ajungă, noi știam până luni marți că vor veni și după aia am aflat că nu mai pot veni și la fel s-a întâmplat și cu cei din Republica Moldova, din lipsă de bani. Am zis că e important să transmitem mesaje în care copiii se conștientizeze cât de importantă este prietenia de astăzi. Și am spus așa, că prețuiți prietenia de astăzi pentru pacea de mâine. Că e ușor să privim pe alții prin ce trec, dar altfel stau lucrurile în momentul dacă suntem noi în situația lor. Și de aceea am spus că prietenia este foarte importantă și acolo, la baloane, unde sunt diverse steaguri ale lumii, aveți un slogan. Prețuiți prietenia de azi pentru a ne bucura de pacea de mâine. Că războiul fac bogații, iar în luptă se duc frații. Corect? Corect. Deci, hora prieteniei la final să fie într-adevăr din suflet făcută. Ne bucurăm de prezența unui număr mare de personalități care ni s-a alăturat evenimentului nostru. Ne bucurăm de un număr mare de elevi, colegi, care au participat și participă în continuare la activitățile noastre și le mulțumim pe această cale că au făcut efortul de a veni la Moinești, de a ne fi alături la acest festival, chiar de este ediția 13-a și 13 se spune că este un număr cu ghinion. Mi-a purtat totdeauna noroc și sper și vouă să vă foarte, să vă duceți acasă cu premii importante, că știți că premiile care se iau din concursurile naționale care sunt în calendarul activităților naționale ale Ministerului, se iau și bursă. Și atunci trebuie să tragem tare, să arătăm că suntem cei mai buni și, într-adevăr, bursa pe care o primim este pe merit. Îi invit pe lângă mine, fără domnul primar, n-aș fi putut face nimic. Absolut nimic. De la ediția întâia cu domnul Viorel Ilie, domnul fost ministru, domn senator, domn așa, domn primar. Pentru mine a rămas domn primar, care a pornit primile ediții cu dumnealui și astăzi suntem la ediția 13-a și vreau să menționez un lucru, că an de an a fost în parada costumilor populare și vă mulțumesc pentru sprijin, pentru tot. Dau cuvântul domnului primar și mai vorbim noi la urmă despre datele ce trebuie puse la punct. Bună dimineața și bine ați venit sau revenit aici la Moinești, astăzi în sărbătoare. Iată, ne întâlnim din nou la 13-a ediție, promovăm tradițiile, promovăm costumele populare, un lucru care nu trebuie să fie uitat. Am alături de mine invitați de la cel mai înalt nivel, domnul ministru al mediului, domnul Mircea Feghet, vă salut, bine ați venit la Moinești, domnul suprefect Narcis Jitaru, suprefect al județului Bacău, domnii reprezentanți ai inspectoratului școlar Bacău și a Palatului Copiilor, consilier local, în mijloc vedeți un militar. Vorbeam mai înainte de pace, vorbeam de prietenie. Domnul general, peste câteva luni, pe data de 5 decembrie, împlinește 105 ani. Ați auzit bine, 105 ani. Lângă dumnealui vă spuneam că este și domnul Ilie, cel care a inițiat acest concurs, acest eveniment, în urmă cu 13 ani. Am continuat eu. Iată-ne, așa cum spuneam, în sărbătoare și ce frumos a fost această paradă pe care am parcurs-o pe centrul orașului. Ați văzut câți cetățeni ne-au ieșit, ne-au apreciat. Este un lucru frumos care se întâmplă în fiecare an aici la Moinești. De aceea țin să vă mulțumesc că ați răspuns invitației de a participa la acest eveniment. Mă bucur că sunt și ansamble noi venite aici la Moinești. Cu siguranță veți reveni cu drag în fiecare an. Cu toții veți participa, cu toții sunteți câștigători. Unii vor lua și premii, așa este într-o competiție.
dar eu vă urez succes. Cu siguranță, astăzi văd că e o zi însorită, ține Dumnezeu cu noi, Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu iubește acest oraș. Ați văzut și dumneavoastră cât de frumos arată municipiul Moinești în ultima vreme, cu investiții în educație, în sănătate, în infrastructură și iată astăzi și în cultură. Vă mulțumesc încă o dată și o să invit alături de mine pe câțiva dintre cei de aici de pe scenă să vă spună câteva cuvinte, dar ați văzut, cel mai nerăbdător era domnul general, care vrea să vă salute. Bună dimineața și vă salut în numele Asociației Naționale a Veteranilor de Război, general erou Ieremia Gogorescu. Vă doresc din suflet multă, multă sănătate, iar elevilor succes, succes la învățătură. Oricât aș încerca prin cuvinte să vă mulțumesc că ați sosit astăzi la ceremonia sărbătoririi moineștenilor, vă doresc multe, multe sănătate. Cuvintele sunt de prisos. Inimile dumneavoastră trebuie să bată ca bun, bun și foarte bun român. Români de pretutindeni, nu ne uitați. Voi sunteți alături de noi, noi suntem alături de voi. Vă doresc să veniți în mijlocul nostru și să sărbătorim această sărbătoare a moineștenilor. Oricât, oricum, prin talent sau fără talent, să vă vorbesc este imposibil. Vârsta nu-mi permite aproape la vârsta de 105 ani. Au fost anii grei, au fost foarte grei pentru mine. Am izbutit, am trăit și trăiesc încă. Vă doresc în continuare tuturor mulți, mulți ani fericiți. Trăiască România, trăiască poporul român! Mulțumim, aplauze pentru domnul general. Un discurs cel mai frumos, cred că. Felicitări și vă așteptăm în fiecare an la sărbătoarea noastră și dumnealui ne-a promis că ne așteaptă și pe noi să facem vârsta dumnealui. Domnul ministru, vă rog. Mulțumesc, domnule primar. Bună dimineața, dragi moineșteni. Bună dimineața, dragi copii din toate colțurile României și de peste hotare. Mă bucur că am reușit și anul acesta să ajung la festivalul Moineșteanca și mă bucur că am reușit și anul acesta să văd cât de frumoasă e România și din punct de vedere etnografic și din punct de vedere cultural și din punct de vedere a tradițiilor și a portului din fiecare regiune. Îl felicit pe domnul primar Valentin Vieru pentru că a găsit soluții. Pentru că a găsit puterea de a face și anul acesta un festival la fel de frumos. La fel spun și eu, sigur va fi unul norocos, chiar dacă e cel cu numărul 13. Și faptul că îl facem sub semnul prieteniei și al păcii, când atât de aproape de noi, mulți oameni suferă, multe familii își îngroapă apropiații din pricina războiului. Așadar, sper să reușim să ne bucurăm împreună de manifestațiile de astăzi. Ne ajută și vremea și sunt onorat că am reușit să vorbesc după un om căruia îi datorăm faptul că astăzi putem să vorbim românește, să vorbim liber, să vorbim despre pace și prietenie aici, la noi, în România. Mă bucur că v-am revăzut, domnule general Procopie. Așadar, mulțumesc și Doamne ajută!
Dragi copii, dragi instructori, domnule ministru, domnule primar, domnule general, bine ați venit în județul Bacău. Mă bucur nespus să particip din nou la o ediție, sper eu, de succes. Și aș vrea să scot în evidență un singur lucru. Dacă stăm și ne uităm la televizor, la o anumită televiziune și vedem cum se bat pe o scenă în fața camerelor de filmat, la cel mai talentat, nu știu de ce, nu știu de care, iată că astăzi, indiferent de culoare, indiferent de por național, indiferent de cum vorbim, în ce limbă vorbim, la Moinești, este cel mai frumos festival al talentelor de muzică și dans popular. Îl felicit pe domnul primar pentru că are deschidere pentru cultură, pentru educație, pentru formare și mai ales și pe doamna cetățean de onoare al municipiului Moinești, doamna Mariana, pentru că împreună fac o echipă deosebită și iată, an de an, împreună cu dumneavoastră, facem ca Moineștiul să vină și să devină din ce în ce mai frumos datorită copiilor care pășesc în municipiul Moinești. Felicitări tuturor și mult succes! Bună dimineața! Bine ați revenit la Moinești! Bine ați venit! Marinica, felicitări pentru munca și efortul tău ca timp de 13 ani, da? Chiar 14-a la 13-a ediție, să reușești aceste lucruri minunate. Mulțumesc tuturor instructorilor, părinților care depun eforturi ca acești minunați copii să poată să se bucure de această viață frumoasă și de aceste momente frumoase de cultură și de tradiție românească. Este datoria noastră să menținem flacăra vie și iată că undeva un strop de cultură se întâmplă astăzi aici la Moinești. Bine ați venit, mult succes și Doamne ajută! Mulțumim și domnului senator. O să revină doamna Marinica lângă mine, să-i mulțumesc și eu. Mulțumirile vor veni la festivitatea de premiere diseară, când totul se va termina cu bine, sper. Să urăm succes participanților, dar nu în ultimul rând și juriului prezent aici, profesori de la nivel de județ Bacău, Balatul Copiilor, liceele din Moinești, din Bacău. An de an vin aici la Moinești, o să-i vedeți și pe scenă cu un spectacol pe care îl vor acorda cei din juriu. Eu urez succes, succes Marinica, să ne vedem diseară la festivitatea de premieră. Vă invit cu drag pe toți, aveți ce urmări diseară în timpul ce doamnele și domnii vor juriza. Aici pe scenă se va desfășura un spectacol veritabil de muzică din Oaș, Mehedinți, Târgu Mureș, din diverse zone ale țării și Bacău, bineînțeles, nu lipsește, băcăoancele noastre, Otilia Purcaru și Oana Crețu, prietena mea care e a 13-a ediție, e prietena prezentă și dumneavoastră și doamna Otilia Purcaru, dar să mergem mai departe. Am spus hora prieteniei, am să rog pe domn profesor de la Călăraș să dea tonul, să întindem o horă mare, unde este joc și voie bună, acolo nu este loc de ură și de dușmănie. Dragi copii, ne prindem cu toții într-o horă mare.
ați venit astăzi în zi de sărbătoare. Moineștiul fiecare an sărbătorește în jurul datei de 8 septembrie, ziua nașterii Maicii Domnului, ocrotitoarea moineștenilor, a petroliștilor, care avem și catedrala de aici, din centrul orașului, care îi poartă numele, e și hramul bisericii, așadar zile de sărbătoare, începute joi seara, când pe centrul orașului a avut loc o procesiune cu maștele brâncovenilor, cu înalt preasfinția sa Ioachim, cu un sobor de peste 150 de preoți și peste 3.000 de cetățeni din tot protopopiatul Moinești. Am continuat aseară când am inaugurat un teren de fotbal, un teren de tenis, de câmp, de basket, cunoașteți cu toți zona stadionului. Am făcut o bază sportivă nouă care a costat 11 milioane de lei, adică 110 miliarde bani de la Guvernul României. Încheiem și un bazin de not. Ați văzut cu toții școlile din Moinești, spitalul municipal, care este un spital de top la nivel de România, străzile, mai e de lucru pe cartiere, le vom face pe toate, pas cu pas, nu se pot face toate deodată, de altfel nici Dumnezeu n-a făcut lumea într-o zi. Și noi sperăm să fim ajutați, atât de la minister. Banii europeni au fost baza dezvoltării municipiului Moinești în ultimii 16 ani. Știți cu toții că în 2008 am pornit un drum, pe atunci domnul senator de astăzi, domnul Viorel Ilie, era primar, eu viceprimar. Din 2016 eu am devenit primar, am continuat proiectele începute atunci și am început și altele noi și le vedeți cu toții. Sperăm ca atât noi, cei din administrația locală, cât și dumneavoastră ca și cetățeni, să beneficiem de ajutorul guvernanților. De aceea l-am invitat astăzi aici pe domnul ministru al mediului Mircea Fecher și președinte al PNL Bacău, reprezentant al guvernului, cum vă spuneam, pe domnul subprefect Narcis Jitaru, subprefect al județului Bacău. Sunt alături de noi consilieri locali, părintele Aniculoae de la catedrala care vă spuneam mai înainte, consilier local, domnul viceprimar, îl cunoașteți și dumneavoastră, un tânăr care la 28 de ani a devenit viceprimar și este cel mai tânăr viceprimar din țară, să știți. Promovăm tineretul și apreciem pe cei mai în vârstă. Astăzi pe dumneavoastră. Este vorba despre dumneavoastră, cei care împliniți 50 de ani de căsătorie, 60 de ani de căsătorie, dar și trei persoane care anul acesta împlinesc 100 de ani. Una din ele este chiar aici în sală. De aceea, Consiliul Local, noi cei din primărie, ne străduim ca an de an să ne întâlnim cu aceste persoane, să oferim un mic premiu financiar, un buchet de flori, o șampanie pe care să o serviți acasă în familie, după care o șampanie să o ciocnim împreună. De aceea, eu pot să vă urez din suflet, atât din partea mea, cât și a comunității moineștene, cât și a celor prezenți aici, să fiți sănătoși, în primul rând. Mai înainte am avut o paradă cu Moineșteanca, poate unii dintre dumneavoastră ați văzut-o pe centrul orașului. Alături de noi era domnul Ioan Procopie, general de armată în rezervă, care în luna decembrie împlinește 105 ani. Să vedeți ce de frumos a vorbit pe scenă, ce coerent este la 105 ani. Suntem mândri de o asemenea persoană, de aceea vă urez la toți să atingeți această vârstă, să mă așteptați și pe mine să devin pensionar și să sărbătoresc și eu cei 50 de ani de căsătorie, azi sunt doar la 35. Mulțumesc! O să invit alături de mine pe domnul ministru, care vrea să vă adreseze câteva cuvinte și așa cum vă spuneam, întotdeauna vreau să-i smulg promisiuni. Este cel care mă însoțește deseori alături de domnul Viorel Ilie, de alți colegi de la București, dar și dumnealui e mereu, îmi răspunde mereu atunci când îl sun, îmi răspunde când merg la București, mă însoțește la diferite instituții și vreau să-i mulțumesc personal pentru acest lucru, pentru că dacă vedeți unele lucruri pe aici, prin oraș, cu sprijin guvernamental, se datorează și dumnealui. Fără un sprijin la București, la guvern, la parlament, să știți că nu ai un debate la ușă și de aceea chiar vă rog la alegerile care urmează să fiți prezenți, să ne dați sprijinul, pentru că eu ca primar, având un sprijin la București, pot realiza lucruri aici în Moinești, pe care le-ați văzut că le-am început și am nevoie și de lucruri noi și cel mai mult am nevoie să dezvoltăm și cartierele, unde
sunt lipsite astăzi de o rețea de canalizare, uneori trebuie să înlocuite rețelele de apă, trebuie să mărim înmagazinarea cele bazine pentru că nu mai ajunge, s-au extins construcțiile, pensiunile, pe piscinele în oraș și automat trebuie și o cantitate mai mare de apă. De aceea, domnul ministru, cred că se angajează să mă ajute în continuare, să-i urăm succes în luna decembrie când vor fi alegerile, să-l sprijinim, să ne fie de ajutor nouă moineștenilor. Bună dimineața! Îi mulțumesc domnului primar Valentin Vieru pentru invitație. Mi-am început ziua la Moinești, așa cum am făcut-o de atât de multe ori în ultimii ani. Și dacă ne-am bucurat de prezența unor copii din toată țara, care prezentau portul fiecarei regiuni, mă bucur astăzi să ne aflăm și să sărbătorim un moment aniversar extrem de frumos, respectiv împlinirea unei jumătăți de veac de căsătorie și 60 de ani? Da. Și 100 de ani de viață. Fără îndoială că trebuie să-i sărbătorim, să-i apreciem și să ne bucurăm împreună cu seniorii acestui oraș, cei care l-au construit, probabil, și înțelegând că viața nu e ușoară și fiecare dintre noi ar putea să o ducă și mai bine, sunt convins. Mă bucur însă că reușim să ne bucurăm, să sărbătorim împreună, să ne spunem la mulți ani și să sperăm că ne vedem și la viitoarea cifră rotundă și să vă promit, așa cum spunea și domnul primar mai devreme, în numele guvernului, nu neapărat în nume propriu, că municipii precum Moineștiu, care au dat deja dovadă că știu să drămuiască fiecare leu, că știu cât de importante sunt fondurile europene și toată lumea vede ce s-a făcut aici, nu-i nevoie să vă mai spun eu, dar municipii de genul acesta trebuie în continuare sprijinite și trebuie împreună să găsim soluții pentru a face viața tuturor mai ușoară și mai frumoasă. La mulți ani și să ne vedem sănătoși. Un spectacol muzical, pentru că sunt sigur că ați fost în această sală cu ani în urmă, când aici rulau filme, când erau spectacole, într-o sală de tipul acela, comunist. Astăzi ați venit într-o sală reabilitată, într-o sală de top. Nu mai este așa ceva în județul Bacău, puteți verifica. De aceea trebuie să vă bucurați, să vedeți ce putem face în această sală. Și am invitat-o alături de noi pe doamna Otilia Purcaru, care este directoarea de la grădinița Tristan Țara din cartierul Lucăcești. De altfel, o artistă a noastră, a moineștenilor, care a mers la diferite spectacole, alături de domnul director, Enel Purcaru, de altfel și soțul dumneei, care este directorul școlii acolo. Mereu este alături de noi, de Consiliul Local, de comunitatea moineșteană și ne reprezintă ori de câte ori este nevoie. Vă invit pe dumneei să ne cânte câteva melodii, după care vom trece la festivitatea de premieră. Mulțumesc pentru invitație domnului primar Valentin Vieru, domnului viceprimar, și să-i felicit și pe domnul ministru și din nou spun domnul primar Valentin Vieru, domnul Viorel Ilie și domnul viceprimar și Consiliul Local pentru această minunată instituție de cultură care ne-a adus faimă atât pe plan național și internațional. Mă mândresc că sunt moineșteancă și că de fiecare dată am ocazia să vin aici să cânt. Pentru că de aici au pornit începuturile mele, de pe această scenă. Și acum pentru dumneavoastră, să știți că am emoții, pentru că este un moment dedicat dumneavoastră, vreau să vă felicit pentru anii frumoși pe care i-ați parcurs împreună și vă doresc să aveți mulți ani înainte această bucurie de a fi împreună. Încă 100! Doamne ajută! Vă doresc să fiți sănătoși, vă doresc să fiți fericiți alături de cei dragi și să aveți zile senine și liniștite. Am adus cu mine un buchet de melodii populare, culese de pe Valea Taslăului Mare și Valea Taslăului Sărat, dar mă opresc doar la câteva. Prima melodie se numește Bun găsit la sărbătoare, a doua melodie este o horă care se numește Hai Române, Hai, și ultima melodie este
sârba roată s-a pornit. Așa, ca să vă aduceți aminte de zilele frumoase atunci când petreceați, când mergeați la baluri, la petreceri și nu este târziu să mai mergeți în continuare. Mâinile strâns ne-au ținut, hai, române, hai, rădăcini.
se jocuri ai aici, în mintea seara ți-am fost numesc. Vădă-vără conspirare, că frumoase jocuri ai aici, în mintea seara ți-am fost numesc. Jos, ușor, în piele! Nu o știi, dă-ți neamune! Instrumentele cu clape, da? Mult succes, mulțumesc, David! Și Teodor Ciocan! Și el un campion la instrumentele de sufla. Și domnul profesor Vasile Răducanu, mentorul acestor talentați copii. Vă mulțumesc din suflet și, cum vă spuneam mai multe, să ne vedem sănătoși peste 100 de ani! Te mulțumim și noi, doamnei Otilia. Întotdeauna răspunde prezent la invitația de a participa la evenimentele noastre de la nivel local, dar să știți și județean și la nivel național participă mereu alături. Îi mulțumesc, îi ofer un buchet de flori din partea dumneavoastră și a mea și să o țină Dumnezeu sănătoasă și pe dumneavoastră să ne vedem sănătoși. Vă mulțumesc, domnul primar, așa îmi aduc și aminte de tinerețe. Bravo. Când pește. Vă mulțumesc. Da. Dumnealor, promit că vă așteaptă să faceți 50 de ani de căsătorie, 60 și așa mai departe, pentru că trebuie să fim împreună și la bine și la greu. Mulțumesc! Pentru că în viața nimic nu se întâmplă fără Dumnezeu, astăzi a venit părintele a Nicolae, soție de dascălul de la Catedrala Sfântul Nicolae, care va face o rugăciune, împreună va face o rugăciune de mulțumire. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pe ururile și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorului, Duhul Adevărului, care pretutine și atele întâlnești vestiera bănătăților și dăruturi de viață, vină și să lășluiești într noi și ne curățești noi toată slicinea și mântuiește bunele sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și acum cu toți. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mulțumitor fii noi nevrednici robite, Doamne, pentru binefacerile Tale cele mari ce ne-ai trimis asupra noastră, lăudăm Te binecuvântăm, îți mulțumim, îți cântăm și slăvim marea Ta milostivire și cu dragul se strigă-n Ție,
Făcătorule de bine, Mântuitorul nostru, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de binefacerile și darurile tale, ca niște robi netrebnici, venicindu-ne în dar stăpâne, cu nevoință alergăm la tine. Îți aduce mulțumire după putere și slăvindu-te ca pe un dădător de bine și a toate făcător, strigăm ție slavă Dumnezeule întru tot îndurate. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Născătoare de Dumnezeu, ajutoare creștinilor noi, robii tăi agonis în mijlocirea ta, cu mulțumire strigăm ție, bucură-te preacurat, Născătoare de Dumnezeu, și totdeauna să ne izbăvești de toate nevoile, cu rugăciunile tale, singura grabnic folositoare. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru robii lui Dumnezeu care sunt prezenți, pentru cei care au împlinit acum 50-60 de ani de împreună viețuire și cei 100 de ani de viețuire, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Ca o tămâie cu bun miros și ca o jertfă bine primită să fie întru tot bunule, această mulțumire și rugăciunea noastră înaintea slavei tale și trimite totdeauna ca un îndurat robilor tăi mila ta cea bogată și îndurările tale și izbăvește de toate meșteșugirile văzuților și nevăzuților vrăjmași, dăruind tuturor sănătate lungime de zile. Întru toate bună sporire, rugăm-ne ție, auzi-ne și miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toate milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubirea de oameni, adânc neajunsă, căzând înaintea slavei tale cu frică și cu cutremur, ca niște robi netrebnici cu umilință, aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerea ce a fost asupra robilor tăi în cei 50-60 de ani de împreună viețuire și 100 de ani de viețuire. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă ta milostivire. Ca precum ai binevoit a primi rugăciunile robilor tăi și cu milostivire ea e învrednicii tale se împlini cererile și de acum înainte învrednicește-i a spări în dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele și întru toate faptele cele bune și adobândi ale tale binefaceri. Mântuiește-i de toată rea întâmplare, dăruindu-le pace și liniște, că Tu ești Dumnezeul nostru care ne miluiești și ne mântuiești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Robilor tăi celor prezenți, celor care împlinesc 50-60 de ani de împreună viețuire și 100 de ani de viețuire, dă-le, Doamne, sănătate întru toate bunăsporire și păzește întru mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Tuturor oficialităților și domnului primar ca gazdă și împreună cu cei sărbătoriți, bunul Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, bucurie, mulți și fericiți ani, mulți ani trăiască. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Vă fie viața numai lumină, ca în lumină.
fericiți, la mulți ani să trăiți, mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți. Mulți ani! Mulțumim părintele Nicolae, mulțumim și părintelui Palade, dumnealui astăzi este unul din cei care sărbătorește 50 de ani de căsătorie, la mulți ani. Trecem și la partea de a vă felicita și a vă oferi acest cadou din partea Consiliului Local. Înainte, spuneam că am nevoie de sprijin la București. Să știți că și domnul Ilie, tot la București o să meargă din toamnă, dar tot cu sprijinul dumneavoastră. Un salut scurt, pentru că am făcut echipă și vom face în continuare. Să știți, chiar dacă unii mai spun unele lucruri despre relația noastră. Relația noastră este o relație bună, conlucrăm împreună și ceea ce vedeți s-a făcut și se va face împreună cu noi moineștenii și cu noi cei care vedeți aici în fața dumneavoastră. Doar să vă salut, să mă înclin în fața domnilor voastre, să vă urez să fiți sănătoși în continuare, cu bună înțelegere, cu dragoste, cu gânduri bune și cu zâmbetul pe față în fiecare zi să vă dea Dumnezeu. La mulți ani! Vă spuneam că sunt trei persoane care în acest an împlinesc frumoasa vârstă de 100 de ani. Frumoasa vârstă de 100 de ani. E ceva. Dacă ai înțelegere în casă, dacă ai copii cu realizări, copii cu care te mândrești, dacă cei din jurul tău te iubești și tu iubești pe ei, iată ce vârstă frumoasă pot atinge unii. Dumnezeu dă fiecăruia după fapte, după tot ceea ce realizează. Eu pot să vă urez doar multă sănătate, să fiți sănătoși și pentru că sunteți un exemplu pentru noi, cei care venim din urmă. Un exemplu este faptul că 50 de ani împreună e mult, e puțin, nu știu. Eu zic că a fi familist, a fi iubitor, înseamnă mult. Și dumneavoastră sunteți acest exemplu și vă asigur că vă urmăm și vă felicit în același timp. La mulți ani, să fiți sănătoși, să ne vedem și la 60, și la 70, și la 100 de ani. Și voi începe festivitatea cu o doamnă care se numește Eugenia Arieș. Doamnele care împlinesc 100 de ani, o singură persoană cred că este în sală, a venit nepotul, după cum vedeți, pentru că nu s-a putut deplasa. O să-i oferim dumnealui diploma pentru a-i omâna doamnei, premiu de 500 de lei, 1000 de lei, scuzați. Părintele oferă o icoană, florile și să-i duceți cutia de bomboane și șampania. La mulți ani! O să mă deplasez eu către dumneavoastră ca să nu fie greu să veniți până aici și mă vor ajuta colegii mei. A doua persoană este Ileana. Unde sunt cele două? Cum se numesc cele două persoane? Da, trecem la cei cu 60 de ani. Pentru că n-a venit nimeni din partea familiei celor două persoane care împlinesc 100 de ani, probabil luni sau marți ne vom deplasa personal la dumnealor acasă pentru a le înainta acest premiu. Trecem la cei care sărbătoresc în acest an 60 de ani de căsătorie și începem cu familia Elena și Ion Ciortan. Este cineva în sală? Da, este acolo. Mergem noi. Așa a fost un om deosebit. De ce nu mi-a certat un om? Uite, dacă îmi coace. Și trimite. Maria și Petru Colgeru. Felicitări, domnul Colgeru. Familia Maria și Anton Iacob. Domnul polițist cândva, ne mai urechea când eram copii din oraș, dar a fost fel de bine la educație și îndrumarea la mulți ani. Elena și Gheorghe Pascal. Anișoara și Ioan Becea, vecinii mei. Am copilărit în cartierul în care dumnealor locuiesc.
Maria și Mircea Ciuhat. Bani la purtător, flori la și cadou. Frăsina și Traian Costandache. Maricica și Costică Curelaru. Felicitări. Mărioara și Dumitru Docan. Cum zicem noi? Crezi că sunt cel mai tare din Măinești? O să zic câteva cuvinte, da? Cine vrea, bă? Dumnezeu m-a binecuvântat cu 14 copii. În urma acestor 50 de ani de căsătorie împreună cu scumpa mea soție pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Avem o familie și cred că toți când suntem aici, Dumnezeu ne-a binecuvântat 50 de ani de căsătorie. Și în timpul acestor 50 de ani, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu binecuvântări pământești, cu binecuvântări cerești. Și aș dori ca Domnul să ne binecuvinteze, să ne îngrijim și de sufletul nostru, care este veșnic, și Dumnezeu să binecuvinteze toată asistența împreună cu primarul și cei care au fost ajutat în orașul Măinești. Și Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Elena și Gheorghe Docan. Dumnealui a fost salariatul primăriei, să știți. Și astăzi se împrătorește și 50 de ani de căsătorie pe biserică. Steliana și Mircea Ferea. Maria și Teodor Fodor. Aurica și Ion Gabor. Maria și Traian Gherasim. Emilia și Vasile Mariș. Silvica și Gheorghe Maxim. Tincuța și Vasile Maxim. Aurica și Ioan Mihai. Apropiată a familiei, având în vedere că a fost învățătoarea băiatului meu, ce mi-i felicită. Lucica și Ioan Moței. Thank you.
Sofica și Ion Munteanu. Elena și Vasile Palade, spuneam că părintele astăzi a fost prezent și la slujbă. Camelia și Ion Parfeni. Eugenia și Alexandru Pop, alți vecini de Maria și Ion Popa. Elena și Nicolae Popa. Aneta și Nicolae Rusu. Margareta și Constantin Sofrone. Elena și Dumitru Stan Costin. Veronica și Ioan Stănică, o altă colegă de-a noastră, doamna Veronica. Lenuța și Ioan Tarcău. Mariana și Vasile Timaru. Maria și Costin Vlad. Maria și Costin Vlad. Cristina și Mihail Zavate.
Rodica Jei, a popei Grigore, Grigore la popei. Nimeni nestrigat din sală care a venit pentru acest eveniment minunat. În încheiere, avem un mic spectacol cu acești minunați copii care i-ați văzut și mai înainte, îndrumați de domnul profesor Vasile Răducan. Îl invit și pe el să-l cunoașteți, domnul Răducan, care prestează activități la Clubul Elevilor Moinești cu instrumente achiziționate de Consiliul Local de Primăria Moinești, toate instrumentele, de-aia îndrumăm pe nepoții, dacă aveți nepoți, să meargă la Clubul Elevilor, dacă doresc să învețe să cânte la un instrument, aceste cursuri fiind gratuite. După ce vom vedea și acești minunați copii, o să mergem în sala alăturată, unde am pregătit o cupă de șampanie și o prăjitură, să socializăm, să ne felicităm, să ne bucurăm de tot ceea ce am făcut astăzi și să ne vedem cu drag și în anii următori. Cum spuneam, cei care au făcut astăzi 50 de ani să facă și 60, cei care au făcut 60 să facă 70, să veniți însoțiți de acești minunați copii, nepoți care vă sunt alături, pentru că cea mai mare investiție în viața unui om sunt copiii. Vă rog, domnule Răducan. Numele meu este Vasile Răducan, vă mulțumim foarte mult pentru invitație. Astăzi sunt împreună cu copiii de la Clubul Copiilor din Moinești. Dorim să aducem mulțumiri domnului primar pentru susținere și pentru investiție. Tot ceea ce o să ascultați astăzi este datorită domnului primar, pentru că a luat ființă, copiii studiază, fac muzică de când s-au investit, de când s-a investit în club, de când s-au cumpărat instrumentele și este rezultatul unei bune administrații a domnului primar, căruia îi mulțumim foarte mult și, în primul rând, pentru că se implică foarte mult în educația copiilor de la Moinești. Sperăm să vă placă!